10 ieri la Botoșani, a venit să vadă și această confruntare. Spuneam cu el în teren, Botoșanul pierdea clar la Cluj în etapa precedentă. Cele două echipe s-au întâlnit și în optimile cupei ligii chiar în acest sezon. Oh, și Tate cade aici, încearcă să intervină acolo Camora, posibilitate de contraatac pentru CSMS Iași. Crețu duce această minge foarte bine în flancul drept, trece, excelent, Ciucur așteaptă Golubovici, o centrare, Ciucur continuă, un dribling al lui Ciucur, nu e gol! Golubovici nu reușește să rea spre poartă, Ciucur întârzie, totuși inexplicabil această centrare. Care vedem cam cele mai importante evenimente de până acum. Tate cade totuși destul de ușor aici, nu cred că se poate da totuși penalti și iată pasa foarte bună a lui Crețu. Ciucur într-una dintre situațiile care îi convin foarte mult, găsește și spațiu până la mincă, îl culcă aici pe Carp și apoi nu înțeleg ce vrea să facă. Chiar e de neînțeles. Culoar spre poartă, culoar de pasă, Golubovici nu mai știa unde să se mai ducă. Saracolo Enescu alături de Bădi, care reușește să recupereze. Bădi în poziție de centrare. Însă sunt de neînțeles aceste centrări total neinspirate. A doua fază a Iașiului, foarte, foarte periculoasă. Iașiul recuperează foarte, foarte bine mingi în jumătatea CFR-ului, dar apoi parcă își bat joc de ele. Iată, Bădic se informează și nu înțeleg această centrare. A vrut să-i trimită lui Golubovi. Minge care îl căuta aici pe Guima, Deac pătrunde, Deac pasa pentru Guima din prima, Tadei acolo, Tadei trece și apoi cade, e penalti. Lovitură de la 11 metri pentru CFR în minutul 30. Va fi și cartonaș galben pentru Plămadă, dacă am văzut bine. Excelent a curs această fază. Deac a pătruns, apoi a... Nu, este Bădic cel care intervine și vede și cartonașul galben. Revede faza. Da, Tadei aici împiedicat să joace mingea. Iată, nu aici, aici doare contactul. Da, e lovitură de la 11 metri, ridică piciorul acolo. Poate ajunge la 16 goluri marcate în Liga 1. Tadei față-față cu Dracovaț pe centrul porții. Gol CFR, 1-0 pentru oaspeți, primul gol primit de Iași acasă. Iată la jumătatea lui Emri încoace, iar Tate se distanțează la două goluri în locul marcatorilor din Liga 1. CFR a cerut penalti și la o fază mai devreme. Guima a căzut destul de ușor. Am revăzut faza și e clar, sunt circunstanțe de penalti. Bădic a ridicat piciorul încă o dată foarte bun. Tadei nu mai avea niciun motiv să nu atace mingea acolo. E oprit din drumul spre poartă. Execuție pe centrul porții, Grahovaț. Și a dat senzația că putea continua faza. Mai puțin adevărat că avea destul de puțin cu echipier, reluarea cu capul, o minge lobată și o primă ocazie, Boiciuc este jucătorul care reia, iată, spre poarta lui Mincă, destul de liber aici Boiciuc și balonul a trecut chiar atât de departe. Iată, Tadei îl așteaptă pe Deac pentru o acțiune ceva mai incisivă. Fanionul rămâne jos aici la poziția lui Guima. Înapoi ia Colins, gol! Gol! CFR, minutul 54. Oaspeții își dublează avantajul la Iași. Fază simplă, Plămadă rămăsese în față, o degringoladă în defensiva Ieșane, se duce și Mincă să se bucure la acest gol.
De revăzut poziția lui Guima. Al doilea gol stagional al lui Iacolici, nici vorbă de offside. Ce greșeală în lanța defensivă lui Nicolo Napoli, tocmai ce-l lăuda în prima repriză, ce-i lăudam echipa, că știe să se organizeze foarte bine în defensivă. Două greșeli, însă pedepsite de CFR Aspru în această după-amiază. A dat o pasă de gol, apoi s-a lovit când s-a bucurat la gol și a fost înlocuit. Totul în decurs de numai 2-3 minute. Iacolis, foarte bună pasă pentru Cianturia! Și respinge Grahovaț, care acoperă excelent poarta. Îi iese în întâmpinare lui Cianturia. Muniru, ce presiune bună a CFR-ului. CFR-ul ajută foarte mult, spuneam, și pe FC Botoșan, dar și pe Viitorul, echipe care aspiră și ele la un loc de cupe europene. Revedem șutul lui Cianturia de mai devreme, pasa lui Iacolis. Și iată, continuă această formă bună CFR. Iașul aduce din nou mulți oameni în careul CFR-ului. Centrare pe bara a doua. Mincă pe direcția mingii. Se poziționează foarte bine portarul clujerilor. Respinge Halache și aici fază la care Adrian Comănescu acordă din nou lovitură de la 11 metri. Iasmiș parcă și-ar dori el să execute din ceea ce am văzut. Cartonaș galben pentru Mitici. Haideți să vedem faza. E intervenție neglijentă și e penalti. Dacă nu, cumva e în afara care. Minutul 82 pentru a doua oară în această confruntare, Tade și Grahovaț față în față la penalti. Tade, gol! Grahovaț a rămas pe centrul porții, însă Tade n-a mai trimis așa cum a făcut în prima repriză. 17 goluri pentru Gregori Tade. Nu mai sărbătoresc cu același aplomb jucătorii clujeni și acesta al treilea gol. E greu de spus dacă totuși contactul începe sau nu în afara careului, dar la acest scor și la această... Dacă intervine Fabio Braga și este faultat, însă probabil după această lovitură liberă e fluierul de final, nici măcar nu se mai execută. Aici se termină partida. CFR se impune clar la Iași pe terenul unei echipe, spuneam, ireproșabile în acest retur. Niciun obiectiv prea greu, niciun adversar prea puternic, niciun obstacol de netrecut. Pentru că tu ești cel mai bun, intră și tu pe digisport.ro și votează-ți favoriții.